ziua și bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul meu. Oare ce-o fi mașina asta de aici din fața mea? O Toyota. O Toyota Hilux. Oare să fi cumpărat eu mașina asta? Da. Deci, din fericire sau din păcate, mi-am vândut vechea mea mașină. Ați văzut câte probleme aveam cu ea, cu mașina. Bineînțeles, mi-a fost greu să vând mașina, că oricum a fost o mașină a casei. O aveam de 100 de ani. Așa. Și toți banii mei pe care i-am făcut i-am dat pe mașina asta. O să intrăm în ea, o să o conducem. Mi-a venit acum câteva zile. Deci de mult. Venită de vreo 3 zile mi-a venit. Doar că am avut treabă și nu am putut. Am tot căutat să închiriez iar combină. Că mi s-au făcut câmpurile. După cum vedeți, stați puțin, că aici filmez în altă procedură. Stați puțin. Așa și așa. Îți văd cum s-ar vede bine. Am o bandă LED. Uite așa. Bun. Deci eu am o bandă LED și tot mă joc pe la ea. Bun. Deci nu se vede cum vreau eu, deci nu-mi place cum. Vedeți, se vede prea șterse culorile. Mă rog, toată lumea știe procedura prin care filmez eu. O să filmez așa. Deci asta este mașina. Toyota Hilux. Am dat 55.000 de euro pe ea. Atât a costat. O grămadă de bani, nou-nouță, bineînțeles. Hai să intrăm în ea să vă arăt ce detalii are. Trebuie să începem și noi cu exteriorul. Deci este 4x4, 4x4, ce să mai spun? Are aici un dita mai locașul pentru a putea să adaug baloți sau să carm anumite lucruri. Și lemne, cred că merg lemne mici, bineînțeles. Bun. Stați-mă că nu-mi place. Deci nu-mi place ce fac eu pe aici. Cum se reflectă, cum... Nu, nu-mi place. Mă rog, asta este, n-am încotro. N-am ce să fac. Deci asta este în interior, în exterior. Bun. Aici e nonuță, cum v-am spus. Are aici un ăsta pentru aer, ca să răcească motorul. Aici de pe capotă. Bun. Și haideți să intrăm în interior, să vedeți. Bun. Ăsta este, oameni buni, interiorul. Deci are aici ecran. Deci am aici Facebook. Acolo e Facebook. Vreau să focalizez. Dacă s-ar focaliza, da. Înțelegeți voi. Deci acolo este Facebook. Am aici și GTA 5. Acolo este GTA 5. Dacă nu știați, este GTA 5, asta este interiorul, prinde 150 de km pe oră, nu a mers deloc cu ea. Să-i fac un test și acum o să facem un test. Deci la prima cheie pornește, ia ascultați. Ați auzit? Deci la prima cheie a pornit. Bun, așa arată mașina. Hai să mergem să facem un test. Eu nu sunt învățat cu mașini din ăștia mari, cu camioane din ăștia. Pe așa deja nu mai sunt mașini, sunt dita mai camioanele. Bun. Să nu încălcăm pisica. Bun, o să, dacă tot mergem pe aici, să vizităm și câmpurile noastre. Deci ăsta de aici e câmpul meu, e gata de treierat. O să încerc să găsesc chiar de la cineva combină. Să închiriez. Bun. Deci merge bine până acum. Merge bine. Ar fi fost culmea să o cumpăr deja stricată. Stați puțin. Să selectăm noi aici. Așa. Bun. O luăm așa. Hai să facem un test de viteză. Pe aici nu e poliție. Bun. La maxim. 70, 80, 90. Aolo, aolo,
Mai era să fac accident, ați văzut? Ați văzut? Era să fac accident. O să o testăm și pe off-road, să vedem cum se descurcă. Dacă este bună să facă față... Stai, nu spune că ăsta e al meu. Nu e al meu, nu. Nu, al meu e ăsta. Salut, salut. Bun, ăsta este al meu. Da, ăsta este câmpul meu. Bun, hai să punem un pic pe avarii. Le dăm jos să vedem cum... Deci nu măcar nu se văd avariile. Asta este. Deci asta este câmpul meu și asta este bun de trierat. Bun. Așa. Oul a intrat prin mașina mea. Mă rog, nu mă supăr. Nu mă supăr. Bun, deci mergem în continuare la câmpurile noastre pe care le avem. Ma... Bă, dar ce oameni se bag în fața mea așa. Ce oameni nebuni. Cum să te bagi în fața unei mașini? Mă rog, asta este. Cerc și eu să nu mă supăr pe episod. Bun. Aolo, merge pe contrasens. Deci o să o luăm acum la dreapta. Bun. O luăm pe aici. Așa. Deci următorul nostru câmp este ăsta. Ăsta este următorul nostru câmp. Deci și ăsta este bun de trierat. Cred că toate sunt bune de trierat, da. Deci ăsta e bun de trierat. Bun, și după aia... Pe unde mai am eu câmpuri? Și pe aici nu mai am... Da. Hai să o luăm așa. Bun. Bă, ce oameni se bagă în fața mea, bă. Bă, ce oameni. Stai puțin. Dacă fac eu așa, se vede mai bine. Vă mai bine? Bun, am rezolvat problema cât de cât. Hai să o luăm pe aici, să o testăm și la off-road, să vedem dacă este bună să merg prin moale și prin zone, prin câmpuri. Hai să trecem prin toate nămoalele astea. Bun, deci pe unde mai erau câmpurile astea ale mele? Pe aici erau. Deci sunt niște drumuri pe care le folosesc foarte rar, foarte, foarte rar. Bun, deci pe aici. Deci unde e câmpul meu cu porumb? Câmpul cu porumb e pe acolo, da. Deci am trebuit să o luăm drept. Lăsați corumb pe aici. Ăsta nu e câmpul meu. Eu zic, ce nu avea aici atâția baloți? Mă, asta m-a murdărit. Mă rog, nu contează. Deci până acum pe teren accidentat se descurcă destul de bine. Pe teren accidentat. Bun. Parcă avem și un câmp pe aici. Ah, e același pe care l-am vizitat primul câmp. Bun. Deci acum o luăm aici la stânga, o luăm. Așa. Și o ținem drept. Hai să accelerăm un pic. Sper să nu ne răsturnăm pe aici. Hopa, hop. Asta este câmpul meu. Am încercat să fac cât de cât din el să... Hop. Să discui. Doar că tractorul nu merge pe câmp din ăsta cu porumb. De ce nu merge tractorul? Păi nu poate să le facă față la porumb, că sunt deja uscați. Și ca să dea în el, în porumb, nu merge. Deci dacă nu mă înșel, ăsta este câmpul meu. Ăsta. Ăsta este câmpul meu. Și ăsta se vede că este bun de trierat. Și mai avem un câmp? Nu mai avem niciun câmp. Deci ăștia au fost toate câmpurile mele. Bun, haideți să luăm pe aici, să o ținem drept, să ieșim prin oraș și după aceea să mai povestim.
Deci, ați văzut videoclipurile cu mașina de pompieri? Că primarul a comandat mașina de pompieri și am făcut și secție. Acum, recent, din ce am înțeles de la oamenii care au lucrat acolo, niște vecini de-ai mei, niște foști vecini de-ai mei, că eu, de fapt, nu mai locuiesc în localitatea aici, că au construit un bazin de apă din ăla pentru a umple mașinile de pompieri. Nu știu dacă tot mergem, o să ne uităm pe aici pe undulam. A, nu contează, hai să luăm pe aici. Bun, o luăm așa prin deal. Asta este zona în care locuiesc eu. Seamănă chiar foarte mult cu realitatea, cu zona în viața reală unde locuiesc eu. Bun. Așa, o luăm pe aici. Mergem drept înainte. Deci, până acum se descurcă foarte bine pe teren accidentat mașina noastră. Nu mai vreau să mai aflu viteza maximă, că ați văzut că era să fac accident. Dacă făceam accident, nu era bine. Bun, am ajuns la autostradă aici. Bun. Acum o luăm la dreapta și după ce o luăm la dreapta am intrat direct în oraș. În oraș, în sat. Așa, hopa. Deci s-a murdărit un pic mașina noastră. În Grabov. Am intrat în Grabov. Așa se cheamă localitatea de aici. Așa. Să vă mai arăt încă o dată secția de pompieri. Și să vedem ce au făcut acolo primarul. Aha, da, uite că este acolo un turn din ăla de apă. Hai să parcăm și noi aici frumos. Bun, oprim motorul. Gata, ne dăm jos. Deci chiar s-a descurcat bine mașina. Ceva liber era departe mașina aia. Bun, deci asta, pe aici este secția. Dacă nu ați văzut videoclipul, aici este hala cu mașina de pompieri și asta este turnul de apă, cum puteți să vedeți. Un dita mai ăsta, uitați-vă și voi cât a, ce capacitate o avea și cum lor încărca, golesc toate bălțile ca să umplă tot bazinul ăsta. Da, chiar că ceva exagerat. M-aș urca pe aici. Alo, da-mi frică de înălțime eu. Hai să vedem. Îmi e cam frică. Aolo. Aolo, deci uitați-vă și voi. Pe aici nu mai ajuns să sim. Bun, deci de aici, de la înălțimea asta, putem să vedem tot, tot satul. Bun. Deci vedem stâlpii de înaltă tensiune. Vedem benzinăria aici. Aici vedem fabrica. E fabrică de pâine aici. Bun, și aici e garajul. Bun, aici era ferma mea. Deci ce am uitat să vă spun, secția este construită... Hai să ne coborâm, așa. Secția este construită pe terenul meu. Deci eu o să primesc bani pe fiecare lună, că îi primesc pe terenul meu. Deci asta mă avantajează pe mine din toată lucrarea asta. Bun, hai că e liber. Și acum hai să ne ducem și noi acasă, că s-a făcut și seară. Să spălăm întâi mașina. Deocamdată nu am un garaj ca să păstrez mașina. O să trebuiască să-i fac garaj. Că nu vreau să o bag acolo la tractoare, că e urât, nu-mi place. Să am o mașină frumoasă între tractoare ruginite și... Bun, hai acum să încercăm să-i băgăm și noi maximul. Sperăm că nu e radar ceva pe aici. Bun, hopa. Deci eu nu sunt învățat cu viteza și... Îmi e cam frică, aulă. Nu, mai bine merg ușor. Uitați cât de bine merg eu ușor, așa. Hai acum să... Nu e nimic, hai să luăm aici. Mama, mama, mama. Aolo, aolo. Aolo, am lovit mașina? Am lovit mașina? N-am lovit mașina.
Dar l-ați văzut cum am dat în gard? Uitați urmele, am venit pe aici. Am dat. Dar nu am lovit nimic. Ba da, se vede zgâriat. Uitați, vedeți? Pe aici, uitați câta zgârietura e. Da, nu e bine să mergi cu viteză. Deci uite și tu mi-am zgâriat mașina. Mă rog, asta este acum. Bun, hai să ajungem o dată acasă. Deci nu pot să cred. Primul drum cu mașina asta și deja am lovit-o. Aolo, nu vreau să aflu ce o să urmeze. Ce drumul o să urmeze și cum. Chiar o să fie ceva foarte urât. Deci dacă acum din prima zi am început să o lovesc, da, viitor. Am intrat cu viteză în curte, așa. Nu, hai să o spălăm și noi. Bun. Ne luăm jos. Deci să spălăm aici mașina. Am făcut-o frumoasă, așa. Și geamurile. Gata, cred că am spălat-o destul. Să mai dăm încă o dată aici. Deci am făcut o lună. Mai este... Ia zgârietura. Bun, deci cât timp nu o să am garaj să o bag, o să o păstrez aici. Nu o să vină nimeni să umble la mașina mea. Ce l-ar interesa pe hoț mașina mea? Să oprim motorul și gata, am ajuns, am făcut un test. Stai, mă. Stai, ce? Sunt un pic blocat. Eroare de sistem. Bun. Deci dacă v-a plăcut acest videoclip și mai vreți daily vloguri cu ce fac eu la muncă, ce fac pe acasă, uite, o să vă aștept să veniți la mine. Am asa pusă. Deci am aici o grămadă, am portocale, am suc, am de toate dacă vreți. Scaunele le-am făcut eu, le-am cioplit eu. Vă place? Scrieți în comentariu dacă vă place. Și banca, și masa, deci și foișorul ăsta tot de mine este făcut. Și instalațiile tot e făcut de mine. În curtea asta. În afară de butoiul ăsta, că butoiul ăsta n-am cum să-l fac eu. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu am fost Andrei și vă spun la revedere.